Vă prezint ordinea de zi. Nu. Supunem la vot procesul verbal de luna trecută. Din 23-6. Din 23-6. Cine este pentru? Avem împotrivă, avem abțineri și avem 14 de. Deci vă prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind concesionarea serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Inițiator primar Temea Lumința Adriana. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind cuantumul suplimentărilor care vor fi acordate burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul 2 al anului școlar 2021-2022. Ordinea de zi inițială este asta. Avem și o suplimentare. Spuneți la vot mai de ordine. Da. Întâi supunem la vot ordinea de zi care am primit-o inițial. Cine este pentru? Avem împotrivă, avem abțineri, avem 15 voturi pentru, au roșu și domnul Pisăcar. Da. Deci, suplimentarea este proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunii Horgești în Comisia de Evaluare a Ofertelor Depuse pentru participarea la procedurile de achiziție a unor bunuri imobile. Supunem la vot. Cine este pentru suplimentare? Avem împotrivă, avem abține, avem 15 voturi pentru. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Dat fiind faptul că doamna primar nu este prezentă în ședință, au fost comunicate documentele, referatul de aprobare, raportul. Dacă există întrebări care vizează cadrul legal, care pot să vă răspund, cea mai mare plăcere. Dacă îmi permiteți. Da, cine sunt scrii la cuvânt? Domnul Domoc? Mai e cineva? Domnul Domoc, aveți cuvânt. Și domnul Dudulică, da. Dacă știți motivul, am spus că doamna primar este în instituție, dacă mi-am putea spune de ce nu participă la lucrurile și nu să spune. Nu este domnul Domoc, a publicat. Necât de știu eu, ca informația adiacentă, nu ține de cadrul legal al proiectului de hotărâre, este la o ședință la Consiliul Județean. Ceva legat de finanțare. Da. Dar este o informație, v-am spus, adiacentă. Când am intrat în instituție, doamna era în birou și mi s-a părut ciudat ca dumneavoastră să nu participați ce este în instituție. Mai ales că astăzi aș trebui să dea niște răspunsuri Consiliul Local, având în vedere ultimele evenimente din comună, dar se pare că doamna Temea fuge de Consiliul Local, că trebuie să dea răspunsuri. Atât? Da, referitor la proiectul de hotărâre, la fel de asta, zic, aș vrea să vedem o situație exactă, ce s-a întâmplat cu decât contract, câți câini au fost, pentru că au fost și aici, au fost postări în mediul online cu probleme în ceea ce privește. Contractul anterior care l-ați, existul proiect de hotărâre care l-ați votat dumneavoastră, cred că undeva la începutul anului, în baza proiectului de hotărâre s-au început inițial proceduri de achiziție. Niciuna dintre societățile care au intrat în procedura de achiziție nu îndeplineau condițiile legale conform HG 1059. Bineînțeles că în baza acestui lucru nu am putut încheia un contract de un contract cu acest obiect. Scuze, n-am avut contract cu cei de la Târgu Ocna? Nu a fost niciodată încheiat un contract. S-a început o procedură de achiziție, dumnealor nu au putut să facă dovada îndeplinirii condițiilor legale privind acest serviciu și nu am încheiat. Mai mult decât atât, studiind legea și alte documente, am constatat faptul că, raportându-ne strict la prevederile HG 1059, încheierea unui contract în mod direct, în achiziție directă, deși cam toată lumea a făcut-o, excede cadrul legal, de aceea am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect de privind concesionarea serviciului. Așa prevede, este termenul prevăzut în HG, așa facem și noi cu toate condițiile ce decurg din procedura de concesionare a unui serviciu public. Da, e interesant să aflăm acum jumătate de an, mai bine jumătate de an, și ceea ce am aprobat noi în cu jumătate de an n-a fost în regulă și trebuie să o luăm de la capăt. Da, mulțumim de informare.
Da. Domnul Dudurică. Domnilor, în legătură cu proiectul numărul așa, cu câinii, bine, bine tu. Eu am înțeles niște lucruri cu contractul care trebuie semnat, trebuie rezolvat, dar până la urmă, după cum am auzit, după cum am fost informat și eu așa o leg, trebuie să fie sancționată primăria dacă semna contractul și o făcea cu, mă rog, cu societățile astea, care nu, mă rog, nu era o formă pentru toată documentația. Proiectul e binevenit, că când sunt foarte mulți, mai ales la Sodor, acum, nu știu ce firmă o găsesc să încheie un contractul ăsta și să vedem ce sumă ne cere. După cum știu eu cu vasul lui, eu ne cere 700 de lei pentru un câine. Acum, după cum s-au mărit prețurile, pentru cum s-a liberalizat toate astea, se poate și aia, că doctorul veterinar, că sterilizare, că e, mă rog, ce e acolo și locașul și aia, s-ar putea să ajungă la 1000 de lei în câine. Apoi primăria, eu nu cred că are suma asta, sau mă gândesc eu acord cineva la județ, suma asta pentru câine. Toate cheltuielile imobiliare, toți cetățenii din comună, va veni un mai mare și... Da, dar și omul cu câinele nu plătește nimic. Toți va intra la impozitul care plătește oamenii, va intra la taxa cu câini și aia va intra. Are primăria atâția bani. Îți dai seama, dacă eu 100 de câini din Sodor, numai 100, să zicem așa, mic, și eu sunt 100 de mii, 100 de mii, câți bani vechi sunt? Miliardul? Un să-l dai. Da. Atât? Atât, domnule. Mulțumesc. Să punem la vot. Vă, proiectul. Cine este pentru? Avem împotrivă. Avem abțineri. Avem ce spune ceva prieteni. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind cuantumul suplimentărilor care vor fi acordate burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul al doilea al anului școlar 2021-2022. Inițiator primar Temel Mința. La fel, nu a fost comunicate documentele, dacă există lămuriri care pot să vă răspund la ele. Da, cine se scrie la cuvânt? Avizele comisiilor există? Domnul Dămoc. Eu am primit avizele. Atât, mai e cineva? Domnul Dămoc, aveți cuvânt. Am discutat și ieri în cadrul ședinței, domnul Budău, prezentați noastră. Avem situația de la școala Horgești, unde domnul director a dat 7 burse de ajutor social, care nu sunt puse în proiect de hotărâre. Și noi am propus ieri, eu am propus ieri în ședința de consiliu, de comisie, să fie echitate pentru toți copiii din comună, nu numai ca pentru unii să acordăm acești bani, iar pentru unii nu. Tocmai de asta am zis că până astăzi să fie identificată suma de bani de unde să luăm, să fie făcut și o rectificare, să adăugăm banii și pentru copiii de la școala gimnazială Horgești. Asta odată. A doua problemă e faptul că avem doar 7 burse de burse sociale, ceea ce e mult, mult prea puțin. Mie mi se pare că cineva nu își face treaba și nu informează poliții de drepturile pe care le au. Deci ar trebui să avem sute de beneficiari de burse de ajutor social în comuna asta. Pentru că asta e, cum toată lumea știe, suntem o comună săracă, cu venituri modeste, foarte mulți pe venit minim garantat. Deci cineva nu își face treaba. Cum v-am spus, bursa socială se cumulează cu burse cu celelalte. Deci noi dăm burse ca să zicem că dăm și noi burse, dar de fapt dreptul care au cetățenii comunei Horgești sunt mult mai mari și ar trebui să fie mult mai mulți beneficiari. Deci
Asta e prima semestre, să spun că văd că nu s-au găsit. Înțeleg că nu s-au identificat bani ca să plătim și cele. Poți să vă dau un răspuns scurt la asta și după asta continuăm? Dar nu știu dacă dumneavoastră sunteți în măsură să dați răspuns, că dumneavoastră sunteți... Păi, dar cerut că primea. Știți câte bursi sunt la Răcătău total? 157. Știți pentru cât avem bani? Dați de guvern. Ok. 600 de milioane și îmi trebuiau 4 miliarde și ceva numai pentru un semestru, ca să intri toți din social. Degeaba au alergat și au cheltuit bani și au făcut dosare sociale. Nu este vinovată nici primăria, guvernul trebuia întâi să ceară numărul de dosare care se încadrau și după aia să dea banul. Exact pentru toți cei care se încadrau. Păi asta e treaba primăriei, primarului. Nu e primăriei, treaba este de sus, de la minister. Păi, da, clar, ca bună ziua. Păi de asta spune, atunci să nu mai ții pe aici, să intervin și eu, domnul Dacu. Da, după domnul Dacu. Da. Păi, cum putea să spunem atunci că dăm burse? Eu de asta zic, nu e clar că... Pe ce criterii am stabilit oameni copiii care vor primi burse atunci? De ce au transmis în... Dacă drepturi au 157 și noi dăm, fac un calcul rapid, deci la Răcătău avem 29 și 37 de burse. Deci până la 157 sunt 120 de beneficiari de drept care ar trebui să primească și nu primesc bursă? Asta îmi spuneți? Nu chiar toți. De urmează de acum să calculăm. În afară de alea ce aveți dumneavoastră, aveți acolo burse de merit și studiu. Sociale și sunt social. Diferența. Și sociale 8. Sociale sunt diferite. 8 aveți. Acum sunt până la 157. Păi și 157 ce ar fi? Burse sociale? Sociale, da. Au depus dosare, au cheltuit, au fost la ANAP, au fost peste tot. Avem adrese din partea primarului, către guvern, către instituții, să-și primească copiii drepturile. Deci, de directorul făcut la inspectorat și-o primit răspunsul, ăștia sunt banii, stabiliți criterii la nivel de școală și consiliul de administrație, cum invertiți. Deci au aruncat-o pe noi cei de aici, să ne descurcăm, să ne batem capul de perete. Da, mi se pare foarte nerecunoscător. Da, și nouă nu s-a părut la fel. Nu credeți că... Da, dacă nu sunt, deci la Hogeș nu adăugăm, nu? Pentru cei 7. Pentru cei 7 nu sunt bani. Am spus că pot să vă răspund la întrebări care trebuie cadrul legal al hotărârii, ce înseamnă banii alocați, că dumneavoastră știți foarte bine ce bani ați alocat prin hotărârea de buget. Ăia au fost banii alocați, că atâția erau banii la deci, momentul respectiv. Am făcut rectificare pentru strategii. Bani aruncați pentru orice, nu pentru copii, pentru curse, nu se putea face o rectificare. Mai 7? 7 au urgești și atât? Așa, poate atât. Scuze că intervin, nu s-ar putea să modifice, să primească cei de curse sociale, să se mai scadă la așa de merit sau de studii, să dea mai puțin. Quantumul la cei primit este stabilit clar de legii, de la Ministerul Învățământului. Deci, clar. Suma acordată de primărie mărește quantumul bursii, nu numărul de bursă. Da. Asta vreau. Da. Da, exact așa spune ordinul. Exact așa spune ordinul, da. Noi mai avem cuantum. Deci la cei care primesc, le mai dăm câte ceva din suma asta, 20.000. Cu suma asta suprimem. Mai ia încă 100, deci nu mărește numărul de burse. Ca așa a raportat primăria și s-ar da mai la mulți. Dar din contră, mărește bursa la cei care sunt alocat, care sunt asta și ceilalți tot rămâne. Adică de ca Dumnezeu, unii mari mai dă. Da. Nici ei n-au împărțit cum trebuie. De exemplu, bursa de 200 de lei, bursa de cealaltă. Da, nu e normal. Noi puteam să spunem mai mare. Îi dai la fel ca ăla. Și 100 de lei într-o ăla dispune. Ca să înțeleg, am avut și discuția asta. Deci banii care vin de la minister, bursa socială e 200, da? Pe lângă cei 200, noi mai adăugăm 50 de lei și copilul va primi 250 de lei lunar. Exact. Nu e echitabil. Nu e echitabil, dar așa spune legea, domnule. Dar ordinul, așa a venit ordinul. Așa e legea. Am citit-o în Consiliul de Administrație. Așa spune legea. Să mărește cuantumul... Și noi am avut discuții în Consiliul de Administrație până n-am cerut tot. Se mărește cuantumul în ipoteza în care tu ai avea bani pentru toți și după aia mai ai bani în plus să le suplimentezi. La momentul în care tu nu ai bani pentru toți, cum poți să suplimentezi celui care deja are și să nu-i dau celui care... Asta spune legea. Nu e normal. Nu e normal. Nu e normal, dar nu este o hotărâre care putem lua noi aici, în Consiliul. Nu este, dar repet, ar trebui să avem în față contabilul, primarul, să ne explice. Da, uitați, am făcut solicitări la minister, să vedem hârtii, domnule, că s-au zbătut. Așa pe vorbe că nu sunt bani și că e guvernul de vină. Păi cine e guvernul? Nu tot dumneavoastră sunteți guvernul, nu? Sunteți la guvernare, toți, par toți. Păi n-ați fost dumneavoastră la guvernare, de ce ați plecat? Vreau să rămâne și metere de acolo, să vă bateți, bun, de ce ați plecat? Haideți, acum să nu politizăm, că... Trecem la dialog. Ca idee, totuși trebuie să stabilim niște lucruri. Conform legii educației, nu? Există mai multe drepte de finanțare.
În ceea ce privește sumele venite de la bugetul consolidat, nu are prerogativă nici primarul, nici primăria, nici administrația publică locală. Administrația publică locală este un alt capitol separat, care este reglementat cu această suplimentare care trebuie să o facem. Trebuie să o facem, în limita suplimentarea, în limita fondurilor existente, că până la urmă și fondurile pe așa, tot în limita fondurilor existente. Nu mai facem suplimentarea și dăm la alea 7 burse sociale care sunt certificate. Noi facem exact cum spune ordine, suplimentare. Deci cei 7, acum am înțeles, cei 7 au bani, dar ei o să rămână cu 200 de lei. Iar ceilalți vor lua 250. Dar tot nu e normal așa ceva. Păi suplimentăm, că dacă nu avem o limită, suplimentăm cu totalul împărțit la noi. Dar vă mai întreb ceva. Nu? Deci dacă noi am suplimentat 50... Adică suplimentăm cu 32 de lei, cu 7 de lei. Exact. De ce nu suplimentez cu 30 ca să le dau și la cei de la Purgești? Adică nu înțeleg de ce au fost împărțiți astfel bani. Adică cum pot să fac niște bani și să spun că o categorie o exclud de la împărțeală? Că noi avem o limită. Da, nu avem un bar. Se implementează pe număr de burse. Dacă o să vă uitați, sumele totale care sunt acordate fiecărui PJ sunt la fel. Deci nu e regulă cum ați împărțit. Nu e absolut deloc regulă. Deci nu pot să zic, eu am aici 6 grupuri de copii. Am pentru ei un coș de mere. Dar eu vă dau vouă așa, dar pentru ei nu mai am. Dar la celălalt... Rumbărul în jumătate. Exact. Rumbărul în jumătate, într-un sfert, îl tai în felii. Atâta timp cât legea îmi spune că ai voie până în maximul de. Legea nu-mi spune trebuie să dai suma de. Dacă mi-ar spune trebuie să dai suma de, atunci aș avea de ales, nu? Nu am un maxim la lege de acolo. Am un minim care se raportează la sumele minimul care... Minimul fiind conform HG-ului, minimul este, se referă la bursele care vin de la bugetul consolidat, acei bani care vin de la guvern. Okay. Prin hotărâri de guvern se stabilește un minim care școlile l-au acordat în funcție de banii care au primit. Eu nu vă contrazic logica, dar nici nu sunteți de acord cu ea. Nu, că nu sunt, nu-i vorba că nu sunt de acord. Nu, chiar dacă sunteți de acord, nu puteți schimba nimic. În poziția mea, analizez oportunitatea, proiectului este de obligația dumneavoastră. Scrie undeva în lege minim cu care trebuie să suplimentăm o bursă? Nu. Păi și atunci? Spune că suplimentează în măsura sumelor existente alocate, da. Deci eu în momentul ăsta, deci s-au aruncat aici sumele. Parcă a dat un calcul, dar nu era mai simplu să vedem cât avem, câți bani avem de la minister, împărțeam ce mai aveam noi și era echitabil și aici. Asta odată. Eu știu că această schemă de acordare a fost stabilită și discutată cu directorii școlilor. În Consiliul de Administrație. Da. Asta spun. Acum ce facem? Odată directorii școlilor, într-adevăr, sunt într-o poziție ingrată că au primit mai puțin bani decât burse. Mult mai puțin, da. După care stabilesc niște criterii în Consiliul de Administrație și noi venim și le dăm și peste cap și criteriile alea. Eu cred că problema o cunosc cel mai bine cei de la nivelul școlilor, directorii și Consiliul de Administrație. Nu cred că pot. Eu nu am prerogative să trec peste. Dar ca idee și ca logică nu prea pot să treci dacă Consiliul de Administrație al școlii stabilește lucrul ăsta. Acum, ce să zic? Eu nu vreau să vă întreb sau să anulez ceea ce a spus dumneavoastră, dar Consiliul de Administrație a primis o adresă prin care a spus ce a hotărât. O hotărât are nevoie de 15 burse de medie, 20 de burse de studiu, și 7 burse de ajutor social. Deci Consiliul de Administrație mai mult de atât nu putea să facă. Au lăsat în mâna noastră să vedem bănuții aia care s-au alocat, cum îi împărțim. Deci ei și-au făcut treaba. Suplimentare la asta. Suplimentare, da. Să acordăm burse. Suplimentare, da. Haideți să vă mai spun ceva scurt. Dacă tot noi nu am ajuns la burse sociale. Deja ne-am oprit undeva la orfani. Deci n-am ajuns cu suma în care trebuie să ne cadrăm. Deci vin merit, studiu, orfani, parentali. Monoparentali. Și n-am ajuns la social. Da, dar nu știi ce este pasul ăla. Deci n-ai cum să dai sociale și să nu dai de studiu. Pentru că mai întâi au prioritate studiu. Și chiar înainte de sociale au cei plasament. Și nici acolo nu s-a ajuns. Cred că să vă mai devin niște bani. Pe bursii le-au dat și acolo s-au oprit, unde nu mai ajuns bani. Da. Au împărțit pe anul, da. Așa au împărțit bani. Aveți cunoștință și la școala Corgeș câte burse ar fi trebuit de drept de la minister? Ce sumă are aruncat?
Asta zic, noi avem... Dumneavoastră mi-a spus de la Sofător că ar fi fost 157, avem... Nu la Sofător, la Răcătău. La Răcătău, corect. Aveți cunoștință și la școala Hurgești? Câte bursă ar fi? Nu a fost la ședință, cum am Ah, încă nu, încă nu. Acum singure de aici. Da, nu am fost la ședință, dar nu convocat. Nu de mine, n-am fost la. Nu convocat pentru ședință. Ba da, dar eu am putut merge. Da, eu mă voi abține la acest proiect pentru că eu consider că nu odată când nu au toți copiii din comună buze și după aia și împărțeala pe care e făcută în cadrul instituției nouă mi se pare de. Da. Deci eu aveam de comentat la nivelul Ministerului metoda de trebuia întâi făcute dosare viabile, după aia alocată suma, în funcție de câte dosare sunt viabile. Clar, nu lași la nivelul școlii să ia hotărâri Consiliului de Administrație, să pună criterii ca să vină lumea, să spună Lucutărescu i-a dat, Lucutărescu nu i-a dat, să ajungă la discuție. Deci problema e de sus. Clar. La ce au mai pus, mai fac dosare dacă nu alocă? Exact, nu mai trimite pe omul sus. Dar și acum a făcut și la APIA, la 5.000 de lei. 5.000 de euro. Eu acum bani să facă dosare și da, până eligibile au fost prietenii domnul secretar. Atât. Domnul Dovelin. Nu e în locul în conformitate cu proiectul ăsta. Așa e, ministerul, inspectoratul, alucă la comunia și așa. Alocă nu suma care trebuie. Și acum, în Consiliul Local, noi trebuie să ne iertăm. Că zice, făceți-vă, spalați-vă, băi, cap acolo, că eu v-am dat dată. Deci, noi s-o putem, domnul Tămoc, care dreptate. Dar, ce să faci? Unde de o să luăm bani? Are dreptate. Și noi știm că așa e. Dar dacă, da, inspectoratul sau minister, atâta aloc, spălați-vă pe cap, certați-vă acolo, faceți ce vreți, dați-vă ăla care vreți, voi care știți, care nu știu ce. De, treaba... Dar... Eu aș propune ca... ca proiectul să meargă înainte, ca să primească și mulțumim. Că dacă mai amânăm... Dacă mai amânăm și nu votăm proiectul, așteaptă copiii. Deja este elevii. Ei trebuie să au avansat și așa bursa. Deja e întârziat, sigur că da. Atât am. Nu au de țigări. Da, atât da. Tu pune la vă proiectul. Cine este pentru? Nici de la ciuda. 13, o abține. Domnul Dămoc și doamna Nuț. Împotrivă? Deci avem 13 voturi pentru și 2 abține, da? Suplimentarea. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Hurgești în comisie de evaluare a ofertelor depuse pentru participarea la procedurile de achiziție a unor bunuri imobile. Proiectul de hotărâre vine ca discuțiile care le-am avut în cadrul Consiliului Local, am discutat și atunci. Cei doi consilieri desemnați și atunci am văzut că a fost de acord cu desemnarea dumnealor. Bine, dumneavoastră, puteți să faceți la o dată asta amendamente și alte propuneri care urmează a fi votate, dacă le aveți. Dacă nu, urmează să... Să-mi piei doi chei, să-mi iau, să-mi fac altă. Stați puțin că domnul Dămoc, domnul Velea la ora asta și eu sunt în dezavantaj ușor faptul că nu sunt localnic. Nu există, dar nu putem să stabilim conflict de interese la ora asta pentru că nu avem oferte. Ofertele când se vor depune în baza caietului de sarcini, dacă presupunem că există conflict de interese, înseamnă că deja cunoaștem persoana ofertantă. A cunoaște persoana ofertantă înseamnă a eluda procedura. Nu de interes. Nu, eu acum am avut, o spus altceva, dar eu am avut, s-a prins un bec, dar până la urmă trebuia să stea stins. Deci la momentul la care avem depus o ofertă, comisia de analiză, care va analiza ofertele, va considera că ofertantul există un conflict de interese cu oricare dintre membrii
Conform regulamentului, de fapt, care l-ați votat și există prevăzut lucrul ăsta, respectivul membru va trebui să se sesizeze conflictul de interese și să se retragă, să ceră înlocuirea lui. Deci nu conflict de interese există. Nu, nu. Da, în regulamentul care este aprobat, există clar prevăzut ce înseamnă conflict de interese. Da. Cu cel care vin Urmând ca doamna primar, dacă sunt adresate ei, să răspundă la aia nu mai vorbim. Alo? Dacă vorbim între noi, n-are rost. Aveți probleme de prezentat pentru doamna primar, pentru domnul Dămău primul, următorul. Cine îmi mai scrie la cuvânt? Atât? Nu mai aveți probleme în țară. Nu mai scrie. Le-ați rezolvat. Domnul Dămău, că aveți cuvânt. Problema zilelor actuale în comună principală care a fost mediatizată și în mediul online e faptul că satele comune au ajuns să fie înconjurate de adevărate grup de gunoi. Chiar deja a fost sesizată garda de mediu, vorbează și un control în comună, însă ceea ce există în jurul satelor este cu adevărat îngrijorător. Faptul că nu se iau măsuri, că asistăm necursători la aceste lucruri, la fel nu este în regulă. Da, cum au ajuns gunoaile acolo, când le-au dus cetățenii. Dar comuna asta este condusă de un primar, avem un viceprimar, da? Avem oameni care ar trebui să-și facă treaba. Da? Nu mai menționez faptul că actualul primar, doamna Temea, vine din poziția de viceprimar și a avut sarcină exact acest lucru. Da? Să se ocupe de condiții, să identifice locurile unde se depozitează deșeul și să ia măsuri. Eu nu cred că există în ultimii 5 ani de zile o comună, măcar un avertisment dacă nu ne găseam pentru faptul că a aruncat gunoaie. Da? Așadar, cei care o disculpă pe doamna primar că ea nu știe, că n-a văzut, că ea a venit acum, a aterizat acum din altă țară și a ajuns primar la Forgeș. Nu există. Da? Deci odată ce nu iei măsuri, înseamnă că ești complice. Ești complice la ce se întâmplă în comun. Faptul că s-a trimis excavatorul, deci noi avem excavatorul comunei care în loc să-l pui la treabă, să-ți facă șansul, să-ți facă drumul, îl trimiți să îngrop gunoaie. Putea să fie și o tragedie acolo, dar era un om, în râpa aia era un om care, eu căuta pe acolo, ce făcea eu pe acolo, și s-a trezit cu excavatorul, s-a trezit că e cad pe el bolovan de sus și... Da? Dar ăla dormea și pe așa. Eu vă spun că se fie chiar o tragedie. Nu știu de ce aveți de râs, la lucruri serioase, serios acum. Ne amuză niște lucruri. Era un om într-o râpă care putea să facă orice ce, să strângă lemne și aveți de râs. La lucruri serioase aveți de râs. S-a întâmplat trecea pe acolo, în toată. Da. Da, era un om acolo. Nu contează, domnule, nu știu. Excavatorul nu avea ce căuta acolo, sunt dragă. Deci sunteți așa de hilari încât... Da. Asta e realitatea din comună. La lucrurile serioase râdem, dar știm să reacționăm atunci când e sămânța de scandal și trebuie să luăm apărarea cui știm noi cui. Așteptăm să vină dragul de mediu, de asta zic. Eu fac un apel la toți. Eu fac un apel la toți consilierii. Luați atitudine, semnalați gropile de gunoi din comună.
informați cetățenii. Eu n-am văzut o campanie de informare în comuna asta, domnule. Hai să, deci toate peturile alea care sunt pe câmpuri ar putea să însemne bani la bugetul local, pentru că de asta avem gunoi selectiv, de asta avem o firmă pe care o plătim. Da? Odată luate gunoiul a luat selectiv, ar însemna practic că nouă ni se tot bani în bugetul local, pentru că ne face treaba. Deci nu cer decât să se facă treaba în comuna asta. Da? Nu înțeleg de ce atâta lehamete, de ce atâta nepăsare. Asta înseamnă boală cu oameni buni, pe termen lung. Înseamnă că ne îmbolnăvim cu toții și nu știm de unde ne îmbolnăvim, da? Vin apele. Acum, uite, nici nu mai plouă de seceta care e. Dacă la prima ploaie serioasă care vine, iar ne trezim, doamna Nunu Sirmar, până aici, se trezește în curte cu toate gunoarele, de pe toate râpele ajung în curte. Până când? Până când să asistăm nepăsători la așa ceva? Nu e normal. Deci chiar nu e normal, chiar nu e de râs. Asta că, la fel, am mai văzut că, domnule, cât trebuia să se rezolvăm între noi, să nu se facă plângeri. Nu, asta trebuie să ajungă în comuna asta, din păcate, pentru că eu vorbesc de 5 ani de zile, tot zic, domnule, hai, măi, oameni, vă puneți mână de la mână și faceți treabă. Că, în 2 ani de zile, măcar atât, de azi, nu mai spui de proiecte, de apă canalizare, de lucruri mari, de investiții, de fonduri europene, ceea ce fac toate. Măi, dar un șanț, curățenie și să adun gunoaiele, ar putea să facă orice om, și un copil, dacă îl pui la conducerea comunei ăsteia și e bine intenționat, face lucrurile astea, da? Mergi prin țară, ți-e mai mare dragul să vezi pe la drumuri, să vezi flori, să vezi oameni care își pun gazon, care își pun... Deci, atâta nepăsare, sincer, nu vezi nicăieri. Deci, nu știu de ce la Horgești, cu cine mai vorbești și povestești ce se întâmplă în comuna asta. Deci, toată lumea își face cruce. Și bă, domnule, nu pot să cred că în comuna aia, nu știu ce se întâmplă acolo, sunt blestemați. Deci numai atât, ură, râcă, cu familie, cu scandal, dar nu vezi, domnule, să se pună mână de la mână, să faceți... Acum i-au scos pe oameni la treabă zilele astea, dar zic, și cu oamenii ăia, și ei săraci, sunt nevinovați, că asta e, bă, să profită de ei, că românește, că asta se întâmplă. Dar chiar numai atunci să luăm măsuri, să ascundem, să băgăm cu noi sub preș. Dar să trimite repede, excavatura am îndropat, au venit să pozeze că nu așa și s-a rezolvat. Până când? Până la sfârșitul anului viitor. Până anul viitor, că asta se întâmplă. Asta odată, aia zic, pare de azi, doamna prima probabil știa că o să iau cuvântul, știa că o să-i cer lămurie în ce privește și de azi a... Deja vă zic, de azi zic, mie și de azi, că am început să cunosc și pe doamna primar și pe toată lumea, mă uit la domnul Budău. De azi vă văd lumea care stă, domnule, timorată și îmi dau dreptate, că zic, cum să n-ai dreptate, doar nu vorbesc prostii. Domnule, toată lumea se simte așa, parcă amenințat, se simte, domnule, că dacă așa, că dacă cumva au probleme. Până când? Eu vă întreb, până când mai acceptați lucrurile astea? Da? Dar îmi trimite lumea tu așa, acum, da, dacă au văzut că îmi trimite lumea în privat, de probleme din comun, așa zic, deci te crucești. Eu vă spun, până nu o să aveți curajul, să luați atitudine, să-i spuneți acum, că acum, băiatul ăla poate mai și greșește, dar are și dreptate, doamne, are și dreptate. Chiar nu suntem în stare, chiar suntem de râsul județului ăsta, chiar nu se poate face treabă și în comuna asta. Nu se poate face, domnul Dămău, pentru că când au fost ploile acolo... Eu am terminat. Mă pot înscrie? V-ați înscris partidul totodată, da? Da. Ușurel, vă înscrieți, da, dar mai îl avem pe domnul Dodorică, îl avem... Da. Așa. Și eu acum, în primul rând, înainte de a seseza garda de mediu, domnul Dămău, că ați venit cu ceva... idei bune, constructive pentru a rezolva problemele astea în comună? Prima întrebare care vă macină de la început, de când ați început subiect. Bun, știam ceva, trebuie să fie avocatul doamnei. Da. Și nu mă deranjează. Asta e munca de parte, da, care vreau să o faceți, așa. Trebuie să o duceți. Da. Nu ați aveți alte probleme, dar nu vreau să intreb în departe. Da. Domnule, de câte ori am menționat eu în ședințele de constituție o problemă cu gunoaielor? A fost domnul Bogoc acum 2 ani în campanie, dar tot așa, s-a sărit pe domnul că e campanie, că e cu gunoaiele de pe Valea Socotorului, la fel, că e campanie, că să le lăsăm. S-a întâmplat ceva, nu s-a întâmplat nimic. Domnule, cum puteți să spuneți la primar, nu știe și că... N-am zis că nu știe, eu am zis, domnule, dacă ați venit cu idei concrete... Da, cu... da, de câte ori nu spune, faceți, domnule, campanii, umblați din casă în casă, stați oameni buni. Rezolvăm, nu trebuie, nu așa. Păi am făcut colectare. Eu sunt consilierul care de șase ani de zile spune că în comuna Horgești nu s-a selectat gunoiul. Plătea taxă de salubrizare și nu venea mașina de gunoi. Cine a vorbit 6 ani degeaba în Consiliul Local? Dumneavoastră? Da. Da? Atât știți să apărați hoțiat. Atât. Da. Bă, de ajuns. Vi s-a încheiat cuvântul. Domnul Dodorică. Ajunge. Domnilor, e adevărat, așa este, cu gunoaile în comuna noastră.
dacă așa e timpul, așa e problema. Dacă ne uităm la televizor, cu doamna Clotie Armand, și cu furtul votului, și tot nu faci magistrații nimic, nimic, și e fracțiuni grele. Apoi cu gunoaiele cât a fost și șobolan în București, capitală, sectorul 1 cel mai bogat, sector care l-a luat Franțuzaica. Și la noi aici, da, așa este, da, dacă pleacă de la cap de acolo răutățile și prostiile și toate alea, ce să mai facem și noi, domnule, dacă județul, da, de la județ, până la comună și de la, până la București. Aș veni cu, prin intermediul domnului secretar, dacă așa puteți anunța pe doamna, mi-ați plăcut de să facă un apel la OIF cu privire la curățarea canalelor. Acum știu că bă, în momentul ăsta și în sezonul ăsta, în campania asta, nu se poate rezolva să le curiță, că record, dar trebuie să umbli pe teren, cu utilajele, cu, mă rog, așa. Dar din toamnă, după ce se ia recolta, să se curiță canalul, că, nu știu, vreo 7-8 ani, 10 ani de când, și mai ales la noi, la Sobor, s-a comasat tot. E comasat. Nu mai este nici 30 de centimetri ca să versă apa în părț. Da. Atât? Atât, domnul. Domnul Lina. Nu aștept, domnul. Referitor la tot ce discută și se vorbește despre gunoaiele astea care se întâmplă și se vorbește, cum a spus și domnul, de ceva timp. Tot să discute despre gunoaie. Problema este, eu consider și cred că asta depinde și de educația omului, depinde și cum și ceea ce face și fiecare om ar trebui să se facă în direcția lui, în primul și în primul rând. În al doilea rând, aș ține să contrast cu domnul Dămbov, nu vreau să vorbesc împotrivă. Ca să spuneți că o comună este în gunoaie, eu nu prea văd o comună în gunoaie. În primul și în primul rând, gunoaie sunt, dar sunt în afara localității. Eu n-am văzut gunoaie în comună. E ceva grav să aduci o acuzație că comuna noastră e plină cu gunoaie. Tot comună și terenurile, toate terenurile. Da, dar e în afara localității, e o zonă unde nu, chiar nu afectează. Nu, așa. Da, e părerea dumneavoastră, vă respect. Da, da, știu greșit. Dar asta este. Atât? Doamna Nunu. Da, domnul dumneavoastră spuneți că nimeni nu spune nimic, că faceți ceva. Am ridicat acum un an și jumătate în urmă problema gunoailor, am spus că este li se dă voie să facă treaba asta, că doamna primar este permisivă față de domnul Cioroabă care îi certa. Mi-ați spus că nu, mi s-a răspuns așa, nu am dovada video că nu se fac treburile astea. Joia trecută sau vineri, miercuri, joi, vineri, când au plouat și au plouat în zonele alea Pâncești, toată partea aia, ne-am dus să vedem unde au plouat. Venea mașina primăriei la ieșirea din Socotor, venea spre Horgești și în Socotor, în șanțuri, s-a ardea gunoaie, s-a ardeau deșeuri. Mașina primăriei ne-am întâlnit la ieșire din Socotor, direcția Horgești, și în șanțuri să ardeau gunoaie, peturi, cârtie. În șanț, vă spun un șanț unde, în fața școlii, la stația de autobuz, și mai era un șanț pe partea stângă. Unde la mână? Domnul Dudulică, da. Vă plângeți că vine apa pe canal și așa se înfundă. Domnul Boboc, în ultima ședință ordinară, da. În ultima ședință ordinară, înaintea ploilor, a spus, doamna primar, am vrea, dacă se poate, să escavăm, să găsim bani. A spus că nu vă interesează. Nu am spus că nu mă interesează. Avem ședință. Nu am spus, am spus că nu e de competența primăriei și ia OIF-ul. Acum, canalul nostru. OIF-ul, nu se bagă primăria. OIF-ul vine cu fondul. Ok, și noi pe alături nu putem să facem, așteptăm întotdeauna să facă alții. Nu, fondurile nu vine. Și vă stă bine că acolo toată zona aia, casă construiții. Dacă nu este, da, să vedem toate adresele care au fost făcute către OIF și să vină să facă, să desfacă. Asta trebuie să facă un primar, asta trebuie să facem. Bun, nu e al nostru, hai să facem, să vedem toate adresele. Nu am contrazis la lucrul ăsta, asta, dar că nu este al nostru. Ca așa, că aruncă pisica că e a meu, nu e a meu, n-am făcut nimic. Domnul Lidlă, fetița mea are 8 ani. Și după ce s-au făcut curățenii pe străzile astea,
a fost într-un șanț un pet aruncat. Și a zis, mami, dacă ar fi coșuri de gunoi, ce fain ar fi, fetița mea are 8 ani. Nu are mai mult. Nu-i primar, nu-i viceprimar, nu-i consilier, are 8 ani. Ce fain ar fi ca să aruncăm gunoaiele pentru copiii mei, învăț. Sper că la fel face și dumneavoastră, gunoiul este al tău. Gunoiul, nu este, gunoiul tău nu este al meu. Gunoiul este al tău, ți-l iei și-ți faci ce știi cu el. Îl pui în tomberoane. Nu există că nu e în localitate. Dacă, și dacă s-ar pune tomberoane, eu trebuie să vă anunț că la școală, sau chiar am cerut la primărie, la domnul vice, am cerut două tomberoane, le-am pus în curtea școlii și nu pun oamenii acolo, nu pun. Ok, amenzi, amenzi avem. Nu există educație, domnul viceprimar, avem vreo persoană din primărie care să facă zilnic, dacă nu, problema asta e veche și de care să facă zilnic drum, teren în comună, să discute cu cetățenii. Domnul Dămocat, da, îmi cer scuze. Educația se face în două feluri, prin blândețe și prin amendă. Și prin pedeapsă. Dacă aia prin blândețe, aia de bun simț, nu funcționează, să facem pedeapsă. Dar avem nevoie de bani la buget? Păi dacă da, la câte gunoaie se aruncă, am fi cea mai bogată comună. Să spune cineva care a avut, ce primar a avut curajul să dau amendă. Dar de ce nu ar avea curajul, domnul Cisecaru? Și de ce nu ar avea curajul? Dar nu încă în folosul comunității ca să compenseze amenda care o pun și o plătesc. Se poate face? Nu se poate face în dușmani. Avem cum prin propunere? Să-l dai judecată dacă nu-și plătește amenda. Păi dar nu poate să existe la bugetul de stat, la bugetul comunei, rău plătitori care nu sunt încă dați în judecată. Ai întârziat un an, anul următor îmi angajez avocat care mă ocup numai de chestia asta. Nu-ți plătește amenda, faci muncă în folosul comunității. Și voi ei, roata împrejur, domnul Lidă, comun înseamnă și la hotar cu Tamașul, comun înseamnă și la hotar cu Pânceșul. Tot comun înseamnă. Deci nu că dacă nu ai gunoi în fața casei, nu mai este problema ta. Este la fel de mult problema ta, pentru că un bidon astăzi înseamnă o celulă care se modifică. Încă 2 bidoane, 3 bidoane, 7 bidoane înseamnă boală. Nu a dumneavoastră, a copilor dumneavoastră. Puțin vă pasă. Nu-i gunoiul meu, gunoiul altora, nu. Gunoiul meu este gunoiul meu. Gunoiul meu mi-l iau în poșetă, am guma asta, mi-o iau în poșetă și mi-o duc acasă. Nu mi-o arunc chișocul meu, mi-l iau în poșetă și mi-o duc acasă. Treaba mea că pute poșeta. Gunoiul meu este gunoiul meu. Gunoiul meu nu trebuie să fie gunoiul dumneavoastră, domnul Zădulică. Aveți dreptate, doamnă. Și nu puteam să... Dar omul e greu, greu, e mai greu ca cu animalul. Cu animalul lucrez, dar duci când vrei. Dar pe om nu duci. Educația să faci... Omul e cel mai lucru greu care să lucrezi cu omul și să-l convingi, să-l putem, că el pleacă cu criterii. Omul, dacă vedeți de două ori, îi duci și vezi și ce prost obicei. Ce ți-ai faci? Gata că ați intrat în dialog. Doamna, nu nu-ți mai ales? Nu, atât, domnul. Mulțumim. Să alegem... Nu, mai vreau să spui ceva. Spune. Nu mai vreau. Să alegem și președintele. În privința gunoiului să-i facem o grămadă tam-tam-tam-tam aici așa. Trebuie să înțelegem că ăștia toți care duc gunoaile pe câmp sunt cetățenii noștri care ne-au votat. Și dacă noi anunțăm garda de mediu, noi îi punem o taxă lor, că tot garda de mediu a venit să ne dea o amendă foarte mare și tot primăria noastră are de suferit. În loc să dea bani la bursă la elevi, să dea bani la amenzi. Sau în loc să dea bani să facă ceva, un șanț sau ce trebuie, să facă ceva, să dea bani la amenzi de gardă de mediu, că gardă de mediu vine foarte cu mare. Și nu e bine ca noi cetățenii... Așa este, aveți dreptate, dar să știți că noi ca și Consiliul Local avem dreptul să ne considerăm parte. Asta trebuia să ne spălăm și să impunem eventuala amendă celor responsabili care nu și-au făcut treaba. Trebuie să ne spălăm rupii în familia noastră. Nu mai există. Nu poate niciun primar, niciun consilier, eu să mă duc să se zizez acum pe domnul Velea, să-i spui domnul Velea, de ce ai dus gunoiul acolo în cutare lor și să dau la primarii. Eu mai mă duc la el peste 2 ani și... Nu, dar numai în mine. Mai apropie. Am spus o pildă, dacă eu mă duc la cetățeanul ăla și îl dau pe mâna primăriei ca să-i pun o amendă de nu știu câte sute de lei, el de-abia să ține zilele de azi pe mâine și mâine eu când mă duc și să mai cer un vot de la el, a fungea cum pară în cap. Da, să țineți bine aici e problemă. Mulțumim pentru sinceritate. Domnul Boboc, aveți un prezent. Eu aș vrea să spun ceva și să aibă în vedere Consiliul Local, oamenii din mine care ar vrea să fie ceva făcut bun și sănătos în comuna asta.
că nu vor reuși mandatul ăsta, să nu mai irosească nervii degeaba, nu vor reuși să ia o decizie bună și măsuri bună noastră, pentru că la conducerea comunei noastre, nu numai domnul primar, e și o numeritate de robotică care a apărut problema asta. Și să nu mai încerce degeaba. Știți ceva? Ca să vă aduc la cunoștință la Consiliul Local. Mi-era milă de domnul Vici, care a oprit tractorul cu remorca în mijlocul satului la Socotor și el încărca cu noi la remorcă și restul de oameni care iau ajutor social se uitau la el. Și așa că mi-e milă de el și acum, dar o să încați în tot mandatul ăsta, că nu poate ieși din sub societatea asta robotică. Bă, de aici au o mulțime de consilieri care trebuie să iei măsuri bune, să gândești numai la voturi peste 4 ani. Și să gândești că o să murim din tipul ăsta din toată. Și domnul viceprimar o să încarce la lopată, cu toate că o să-i plângem de milă, o să încarce la lopată în loc să umbli cu pixul și cu caietul sub soare. Felicitări, domnul Bobo. Așa că... Asta e realitatea. Realitatea e că nu o să ne mai rostim nervii, că știi ceva, nu v-am pus până acolo. Dar să crede toți consilierii ăștia că mănâncă din palma lui doamna primar. Și dacă cumva Cariba a sărtat glasul și a cotcodăcit un pic, gata, afară! Și el nu o să mă mănânce din palma lui domnul primar indemnizația asta. Să mai crede că și tot aparatul ăsta de conducere de aici, tot așa are biscuitele tot de la doamna primar. Și toată lumea de aici zice așa, așa, da, da, da. Anunți, vine garda de metru, anunți, vine, ieșiți cu șobul ca șobul ăla. Hai să facem treaba. Da, vă spun, revin cu picioare, nu se poate în mandatul ăsta. Da? Am înțeles. Din experiență ați vorbit, da? Experiență. Că fiecare la rândul lui a mâncat din palma cuiva. Da. Asta nu mai eu mi-am expus părerea liber, indiferent de ce primar a fost. De când sunt eu, am 6 mandate. Liber, niciun primar nu a pus monopol pe mine. Mai m-a ales oamenii și nu m-au dat afară niciun primar, chiar dacă m-a amenințat. Atât? Atât, domnul. Mulțumim. Cinstii lui domnul Vici, poate munci și are bună bravo, voință. Bravo. Asta vreau și la muncă, și birocrație și tot. Ce se face? Păi deci ca să stai... Poate propuneri pentru președintele de ședință. Propune. Da, domnul, spune. Am avut și eu atunci postarea cu domnul Gâlea, care a avut emoții la jumătate mult și aș vrea să-l încurajăm și să-l propunem în președinte de ședință. Propunerea dumneavoastră, da? Da, da, da. Altă propunere? Nu la propunem pe Gâlea, propunem pe... E la început, dar... La început, să-l propunem pe... Nu, că domnul Gâlea a mai avut un mandat, vă contrazic, a mai fost de consilier. Îl propunem pe Gâlea Eugen, că e tânăr și... pentru prima dată. Deci ne-a asta pe domnul Lilu, la spune. Da, da, da. Și stau de propunere. Atât, de astea două. Supunem la vot. Pentru domnul Lilu prima dată? Nu, pentru prima dată este domnul Dămo. Al lui domnul Dămă, pentru domnul Gâlea. Da? Cine este pentru? Și eu, dacă să nu fie domnul Dămă. Două voturi pentru. Trei. Trei? N-am văzut votul domnului... Domnul Boboc a votat târziu. A, n-am da. Văzut votul și vreau să văd. Și domnul Boboc a votat mult mai târziu. A, da. A, așa. Bun. Pentru domnul Lila. Pentru domnul Lila. Să bagă pentru. 12 voturi avem. Deci domnul Lilă va lua loc începând cu luna august, da? Începând cu luna august. Dacă în luna iulie va fi altă și va mai fi vreo ședință, ceea ce sunt șanse mari să fie, tot domnul Budnaru va îndeplini funcția de președinte. Vine luna, da. Da, mulțumim. Sănătate.